Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight, episod după cum se poate vedea cu update-ul de Crăciun, da, care, nu știu, cred că a vrut să facă cărligul să fie un loc mai prietenos decât este în mod normal și, da, nu prea și-au ales corect modul în care să o fac. Ai, pe bune că au pus peste tot, cum îi zice, mă, instalație de pom, ce doamne iartă-mă. For fuck's sake, toată lumea joacă acum cu domnul Raid. Pentru că da, i-au dat buff și poate să spargă prostii în timp ce e invizibil dacă nu mă înșel eu. Come on, boy. Come to daddy. Mușcă de aici, fraiere. Ce, credeai că nu te văd? Mamă, 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 cât era să fure și paletul ăla. Hai, boss, că eu stau în mijlocul lui. O, pe bune! Oh, for fuck's sake, ce nasoală e chestia aia, fratele meu. Aveam impresia că nu mai este invizibil. De fapt că este invizibil și am văzut chestia aia, am dat cu paletul jos și am făcut rahatul praf. Bun, 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 bun. Oricum, voi o să vedeți episodul ăsta foarte târziu, pentru că eu n-am mai postat, cred că, de vreo săptămână și ceva, poate și mai bine. Pentru că da, vine iarna și vacanță și chestii în care vreau și eu să mă odihnesc și am filmat o groază de episoade pe care să le postez în astea 3 săptămâni care urmează. Dar în schimb, exceptând, stai mă, ce dracu, am avut impresia că am auzit ceva. Bun, cum spuneam pe, boss, 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 come here, come here, să-ți dau heal. Bă, idiotul e ăla în spate, vino aici. Bun. Ok. Nu veni aici, nu veni aici. Încerc și eu să explic ceva în puii mei, lasă-mă să explic cum trebuie. Ca să compensez faptul că voi nu o să vedeți episodul ăsta decât peste vreo 2 săptămâni, poate și mai bine, o să fac unul cu domnul Raid, cu toate că n-am mai jucat Killer de o eternitate, exceptând episodul ăla cu Billy, în care am fost violat, ca altceva... Ah, mersi, doamne, pentru porcul ăsta de technician. O să mai filmez unul cu domnul Ray pe care o să-l postez mâine ca să vedeți și voi noul update. Nu știu dacă s-a băgat Blood Points, dar cred că s-au băgat sau probabil dacă n-au băgat o să bage mai târziu, gen foarte aproape de Crăciun, ca să zic așa. Ce pot să spun, până acum îmi place, sunt mai prietenoase cârligele și dulapurile și am mai văzut pe ceva pus, cred că era pe tomberoane dacă nu mă înșel. Știu că am mai văzut pe ceva în afară de cârlige și dulapuri pe instalație pusă, dar nu mai mi-aduc aminte exact pe ce. Ok, jegosule, orice ai face să nu vii aici. Lasă-mă să sparg și-o totemul ăsta în liniște, da? Că și așa n-ai niciun hex pe el sau ceva de genul. Dar nu știu, nu prea sunt încântat, adică mă așteptam să-i dea un... Oh, fuck. Desigur că m-am dus fix în moaca lui. Lasă, bă! Lasă, mă! Mamă, cât de repede sparge și prostălău la cap. Hai, prietene, să-ți mai dau un palet în moacă. Doamne, câte stanuri am dat, nu pot să cred. Bă, mi se pare mie sau are ochii albaștri, gen ca de gheață sau ceva de genul. Ah, nu contează, o să mă uit eu după la... Stai, bă, liniștit, oricum e foarte aproape... Cârligul o să mă pună imediat, nu-ți fă tu griji. Bă, stai, ăsta are legacy pe armă? What the fuck? Sau a rămas buguită, nu știu, ceva de genul. Ați văzut că așa apare când își dă cloak și uncloak, ca și cum ar avea legacy sau ceva de genul, nu știu. Când apare și dispare, adică. Dar, nu știu, eu n-am prins legacy, de asta spun, habar n-am. E posibil să fie și legacy, fuck knows. Ok, dintr-un motiv sau altul, tipul nu e camuflat. Aba, da, este. Mi s-a părut că nu era camuflat, dar vedeam cum se mișcă pe acolo și îmi dădea impresia că nu este. Bă, da, vine să mă scoată și pe mine cineva, că oricum câștigăm meciul, adică e foarte aproape. Na, pana mea, nu știu. Come on, boys, come on, someone come for me and unhook me, please. Ah, stai că vine ăla de acolo, cred că... Ah, e o gagică, nu e un bărbat. Nu e Bill sau ceva. Deși cred că am văzut și un Bill pe aici. Ia mă, tu ce ești? A, ești Omeg. Nice, 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 vino, dă-mă jos. Mersi, n-am apucat să intru în struggle. Oh, fuck, e aia pe aproape.
Boss, eu nu mai vin pe aici, că dacă mă prinde am belit-o grav. Stai mă, ce face, îl pune sau nu îl pune, că nu-mi dau seama. De ce dracu am ocolit pe acolo, nu pot să înțeleg, dar în fine, eu știu mai bine ca toți. Hai, vino și dă și la băiatul Hill. Bă, Hill mă, omule. Hai. Bagă acolo. Mi-aș fi dat eu Hill singur, dar tu dai mai repede decât dai eu cu self-care-ul. Ok, let's repair, bitch. Dar mai întâi să sparg totemul. Oh, fuck, l-am mai dat pe ăla pe jos iar. Cred că tipul ăla a mai fost odată, dacă nu mă înșel eu, deci e posibil să moară acum dacă îl pune. Nasol de tine, boss. Oh, sau să vezi că nu a murit, e chiar prima oară când îl pune. Ah, ba nu, e a doua. Știam eu ceva, dar nu știam bine. Bun, tati, hai că mai avem nițel. Oh, fuck, o să vin aici. Sau nu, să ia după ăla. Hai că noi apucăm să reparăm. Ia să vedem tomberoane, nu văd tomberoane. Ba da, mă, uite, sunt și pe tomberoane. Nu știu dacă vedeți prin blănile astea. E un tomberon acolo și se vede puțin de tot. Bun, bravo, băieți. Hai că ăștia au dat și cu barrow time-ul. Mai avem nițel, terminăm. No fucking way. Oh, shit, are noi. Bă, dar eu n-am item să-mi bag piciorul. Și trebuie să-mi fac neapărat... Na, for fuck's sake, pe bune, că mai prinde gosul dracului. Mamă, câtă viteză are, ești nebun? Deci fie antenă ce repede m-a prins și l-am și auzit prin zonă, dar... Bă, tu glumești! Să nu-mi spui că poate să mă ia de jos în timp ce e invizibil, că știu că poate să interacționeze cu obiectele, gen palete, generatoare și prostii de genul, dar dracu, doar nu poate să mă ia de jos și când sunt... Na. Ar fi nasol, sincer. Ar fi nasol, rău, de tot. Și partea și mai tâmpită e că suntem 3 oameni pe jos în momentul de față. Mersi, boss, ești un scump, te iubesc, bă, băiatule, bă. Ne-a lăsat pusilii cu bă, frate, bă. Nesimțitule care ești, bă, îmi bag piciorul, mă trăsc așa, mă duc să caut hatch-ul. Asta dacă mai apuc să-l găsesc. Ar fost mișto dacă puneau gen instalație și pe porți, ar fi arătat destul de mișto. Dar oricum arată destul de mișto update-ul și așa. Boss, te rog eu, ăsta, stop Dwight Abuse. Dă-ți... Fiți atenți unde era totemul și orbii ăștia nu l-au văzut și au trecut pe aici de o grămadă de ori, inclusiv eu. Vai, de capul meu, nu pot să... Dar stai, că ăsta am impresia că se spawnează gen la finalul meciului sau ceva de genul, dacă țin eu bine minte. Bă, partea bună e că pot să mai scot puncte din struggle, că n-am ajuns la... Abia acum am ajuns la jumătatea sacrificiului. Hai da, bossule. Hai să facem puncte din struggle, tati. Mama, abia aștept să joc cu Ray după, chiar vreau să văd cum funcționează el. Fiind capabil să spargă generatoare și paleți invizibil, că până acum nu putea și era de rahat, trebuia să-ți dai banclou ca să poți să spargi prostii. Come on. Bă, ești nebun pe ăla, l-a pus, e prima oară când îl pune. Dă-ți, bă, atent, că n-ai ce face altceva. Nasol, am mierlit-o toți. Ce frumos, stau pe un cârlig de carne ruginit, dar măcar am instalație de pom în spate. Ce tare, nu? Și stau și mă uit ca prostul la poartă, nefiind capabil să fac ceva. Da, ce mai contează? Avem update de Crăciun. Bă, adevăr e că am jucat și eu prost, dar cred că mi-am făcut punctele de pipa, adică, na, i-am dat ceva stanuri, tati, m-a și fugărit. Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că am făcut și un generator întreg cu un meg... Sau cred că era un meg. Whatever, o să vedem noi acum. Come on, let's do this shit. Hai să băgăm punctele. Te rog. Dăm pip. Yes, motherfucker, am făcut pip. Nu mai vreau să stau. Aș fi dat spectei, sincer să fiu, dar n-aveam de ce. Ia auziți aici ce muzică, fratele meu. Bun, ia să vedem ce să luăm.
Oh, nice, mystery box. Ce e asta? Old bulb. Old bulb, de fapt. Ok, ia să vedem ce mai e de luat. O să iau medkit-ul ăsta. Și... da, punctele mele s-au dus. Nice, nice de tot. Bun, ia să vedem ce build facem. Punem asta. Asta. Și asta. Și ce să mai bag eu? Hai să bag ceva de the objective. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao les!